Proiectul Bucuria Vindecării este adresat pacienților oncologici și este susținut de medici și voluntari de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului. Programul de îndrumare duhovnicească și consilierea medicală împlinește anul acesta trei ani de activitate cu rezultate remarcabile în planul recuperării multor bolnavi pentru a arăta sprijinul față de pacienții oncologici, soliști de prestigiu, Orchestra Medicilor și Corul Filarmonicii George Enescu vor concerta la Gala Bucuria Vindecării. Concertul va avea loc în data de 27 noiembrie. Printre invitații galei Bucuria Vindecării se numără Paula Seling, Vlad Miriță și Lavinia Chifor. Concertul va începe la ora 17.30 de minute și va fi organizat la Ateneul Român. Tot pentru a încuraja pacienții oncologici, pe scenă va urca și orchestra medicilor dr. Ermil Nichifor. Alături de corul filarmonicii George Enescu vor concerta și alți artiști de prestigiu, unii cu recunoaștere internațională ca pianistul Cristian Niculescu, directorul Institutului Cultural Român de la Berlin. Proiectul Bucuria Vindecării este coordonat de părintele arhimandrit Ciprian Grădinaru de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului.